Urmuz, pagini bizare, cu 15 intervenții de Dan Perjovski. O ploaie de strigăte și amenințări, o ploaie de disonanțe, de acorduri răsturnate și nerezolvate, de cadențe evitate, de false relațiuni, de triluri și mai ales de pauze, cădea din toate părțile asupra artistului zgonit. O grindină de dieși și de becare ascuțiți îl lovea necontenit în spinare. O pauză mai lungă îi sfârma ochelarii. Alți zei mai răutăcioși aruncară asupra lui cu tibii, cu harpe eoliene, cu lire și cu cimbale și culmea răzbunării cu Acteon, cu Poleeucte și cu Sinfonia a treia a lui Enescu, a căror muzică inspirată venea de asta dată în adevăr chiar din Olimp. În sfârșit, soarta lui Fuchs era hotărâtă. El avea să rătăcească mai întâi în haos, cu o iuțeală nemaipomenită, în circuituri de câte 5 minute în jurul planetei Venus, după aceea, pentru a expia pe deplin afrontul adus zeiței, avea să fie exilat de unul singur pe planeta nelocuită, cu obligațiunea de a lăsa numai din el și prin el însuși acolo, progenitura acea superioară, seminție de artiști, care ar fi trebuit să iasă în Olimp din amorul lui cu Venus. Fuchs începuse tocmai săvârșirea osândei, când Pallas Athena, îndurătoare, interveni pe neașteptate pentru dânsul. I se admise să cadă tot pe pământ, însă cu o singură condiție. Este în adevăr acolo atâta progenitură inutilă, artistică și neartistică, încât nu mai era deloc nevoie de a se mai crea alta. I se impuse însă lui Fuchs obligația de a distruge snobismul și lașitatea. Lașitatea cugetării în artă de pe meleagurile pământene. Pus astfel în o teribilă dilemă, după o lungă și matură chipzuință, găsi artistul că această din urmă condițiune ar fi cu mult mai greu de îndeplinit decât chiar aceea de a face progenitură pe planeta Venus. O deciziune eroică lua atunci eroul în rătăcirea lui prin haos. Declară că primește favoarea Atenei cu condițiunea ce i se impuse, însă când simți că este aproape de pământ, făcu ce făcu și, urnându-se puțin spre dreapta, căzut tot în acel cartier, puțin cam suspect, de unde plecase și care l-atrăgea îndeosebi. Noapte bună!